Stare di sbatte, respira e... Fac un cerc mare cu mâna dreaptă, urmăresc cu ochii mâna și după asta inspir, fac o inspirație completă până aici, unde voi da aerul afară, deci așa. Stânga și picior
Genunchii se ridică. Și încet mă sprijin în ceafă și mă ridic și eu încet, 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 în timp ce inspir aer, da? Astfel încât corpul meu se arcuiește în stânga. Inspir. Revin. Mâna dreaptă și picioara crește. Picioarul stâng se strânge, picioarul drept coboară. Mâna stângă pe perpendiculară pe corp. Același lucru. Astfel încât să ajungă la cei doi pereți de fiecare sări. Coatele se apropie de corp. Mâinile se prindă de alta. Se sprijină pe abdomen. Picioarele se încrucișează încet. Totul se face fără grabă. Extind. Mâinile se lasă pe saltea. Mâna dreaptă se strânge astfel ca să mă pot sprijini în cotul drept. Mâna stângă și ea.
ca și cum aș fi bătrân de 100 de ani, da? Ce fac, voi face această respirație, trebuie să imaginez o anumită scenă. Cum că aerul care intră din nările mele arată ca două firișoare de argintii, da? Care intră, se duc sus, în creștetul capului, se întorc, coboară pe șirea spinării, da? Ajung în seica noitem, se învârt de două, trei ore, așa ca o fac o mică sferă, da? Apoi când expir, sfera se desfășoară în sens invers, cele două fire țâșnesc înapoi pe nările mele, astfel încât, da, nu se cad așa, nu se meargă așa, da, ci să se menține ca și când le-ar menține un curent de aer. Deci, ca să vă imaginați acest lucru, greu la început, da? Dar încercați timpul când inspir, să imaginezi această scenă. Când inspir aerul, da? O să-l inspir pe gură, cu dinții strânși, astfel încât să pronunț sunetele S și U, da? Sigur, nu. Asta este obiectivul, să se audă S, da? Dar așa, deci așa trebuie să facă. Da? Dinții strânși, da? Aerul trebuie să treacă printre dinți. Când voi da aerul afară, da? Deci vom respira doar pe gură, da? Aerul va trebui să iasă în volum mai mare, da? Ca într-o expirație puternică, pronunțând sunetele H, C, A. Da? Deci.
toate aceste lucruri, când voi inspira, voi inspira ridicând brațele, când voi expira, voi apleca brațele în față. Acum, la cele două momente, maxim și minim, deci, treaba așa ar trebui să fie, deci inspir bine aerul, da? Îl țin 4 secunde aici, înghit, expir. Respirația se termină printr-o mică tuse care elimină și ultimele resturi de aer din plămâni, da? Expir. Bun. Deci cam asta ar fi mersul general al descrierea respirației din sol. Ce este foarte important este ritmul în care ea se face. Și eu voi marca momentul. Momentele sunt acestea, momentele în care țin aerul aici, da? Am inspirat. Da, țin. Apoi expir. Al doilea moment este cel de aici, da? Expirația vine să mai stau și aici câteva secunde, da? Deci aceste două momente vor fi marcate de bătăile mele de palmă. Deci vom face felul acesta, atât mai inspiră, da? Hai! Vom porni să inspirăm sau să expirăm decât la bătaia mea de palmă. Deci toată lumea inspiră, hai!
înspre el, pe toată, da? Așa, pentru că el vă poate călca pe piciorul ăla, care este chiar în calea lui. Da? Mă calcă și mi-i rupe. De asta picioarele mele trebuie să fie strânse, da? Fără gravă, cu deosai, poți să ieși, da? Foarte sănătos. Dacă condiția ca să pot, da? Se evit, da? Da? Judica aia, da? Intrarea este cea mai importantă.
se debrule cât mai repede chestia. Nu să... Dar nu ca în sală, da? Fac așa, îl întorc, eu pun.
Thank you.